Observațiile recente au transformat complet înțelegerea noastră despre Pluto, corpul celesc situat dincolo de sistemul nostru solar. Afișarea remarcabilă a fluctuațiilor imprevizibile a revoluționat percepția noastră asupra acestei planete îndepărtate. Oameni de știință care s-au afundat în adâncurile misterilor lui Pluto au făcut descoperiri uimitoare, dezvăluind trăsături nemai văzute anterior, care sfidează noțiunile noastre preconcepute despre sistemul nostru solar. Spre deosebire de caracterizarea sa anterioară ca o planetă pitică înghețată lipsită de activitate semnificativă, acum posedăm o înțelegere impresionată a acestei lumi, depășind orice înțelegere anterioară. NASA a publicat recent imagini captivante cuprinse de telescopul spațial James Webb, care prezintă frumusețea uluitoare a diferitelor planete. Aceste imagini ne-au lăsat înmărmuriți deoarece depășesc toate așteptările. Cu toate acestea, este important de menționat că telescopul James Webb nu a făcut observații sau descoperiri specifice cu privire la potențialul lui Pluto ca centru de activitate extraterestră. Pluto, considerată cândva a noua planetă din sistemul nostru solar, este acum recunoscută ca fiind cea mai mare planetă pitică. Situată în centura Kuiper, o regiune aflată dincolo de orbita lui Neptun, Pluto împarte acest spațiu cu numeroase comete și planete înghețate. Cu peste un trilion de comete și sute de mii de obiecte înghețate cu un diametru de peste 100 de kilometri, centura Kuiper este o parte fascinantă și activă a vecinătății noastre cosmice. În timp ce telescopul spațial James Webb este un instrument incredibil pentru explorarea Universului și dezvăluirea secretelor sale, este important să clarificăm faptul că nu a fost menționată sau confirmată nicio descoperire între ghilimele terifiantă despre Pluto. Explorarea științifică ne extinde continuu cunoștințele și ne remodelează înțelegerea corpurilor cerești și poate că observațiile și studiile viitoare vor dezvălui mai multe mistere despre Pluto și centura Kuiper. În 2006, Pluto a fost reclasificată ca planetă pitică, marcând astfel sfârșitul fostului său statut de planetă. Această decizie a declanșat dezbatere și controverse pe scară largă în rândul oamenilor de știință și al publicului larg. Percival Lowell, un apreciat astronom american, a prezentat inițial conceptul existenței lui Pluto în 1905. Propunerea sa a apărut în urma observațiilor sale privind neregularitățile ciudate ale traiectorilor orbitale ale lui Neptun și Uranus. Lowell a emis ipoteza că aceste deviații au fost cauzate de influența gravitațională a unui obiect necunoscut, ceea ce a dus la căutarea lui Pluto. Neregularitățile din orbitele giganților de gheață, Neptun și Uranus, l-au determinat pe Lowell să avanseze ipoteza existenței unui alt corp ceresc care exercită forțe gravitaționale asupra lor. Această ipoteză a pus bazele investigațiilor ulterioare și a dus în cele din urmă la descoperirea lui Pluto. Lowell a continuat să prezică locația enigmaticii planete în 1915, dar a decidat cu 15 ani înainte ca aceasta să fie descoperită. Pe baza predicțiilor făcute de Lowell și de alți astronomi, Clyde Tombaugh a descoperit în cele din urmă Pluto în 1930, la observatorul Lowell. Pluto este atât de departe de Pământ încât până în 2015, când misiunea spațială New Horizons a NASA a efectuat un survol apropiat al planetei Pluto, nu se știa mare lucru despre dimensiunea planetei pitice sau despre condițiile de la suprafață. Pluto are un diametru de 2370 de kilometri, mai puțin de o cincime din diametrul Pământului și are o lățime de aproximativ 2/3 din cea a Lunii. Pe de altă parte, simulări recente pe calculator arată cum Pluto este norocoasă să se afle pe orbita în care se află, deoarece planeta pitică se apropie de o orbită haotică care ar putea poate distruge iubita lume. Pluto se mișcă într-adevăr în interiorul orbitei lui Neptun, timp de 20 de ani. Atunci când Pluto traversează orbita lui Neptun, se află întotdeauna la cel puțin 90 de grade distanță de Neptun, un fenomen cunoscut sub numele de deplasare la librație. Librația de altitudine, pe de altă parte, se asigură că Pluto se află întotdeauna mult deasupra atât a planului solar cât și a lui Neptun sau altor planete uriașe atunci când este vorba de a fi cel mai apropiat de acesta. Aceste două elemente lucrează împreună pentru a-l proteja pe Pluto. Prin cercetări s-a descoperit că Neptun joacă un rol semnificativ în influențarea mișcării lui Pluto. Cu toate acestea, modelul sugerează că Neptun are un impact minim asupra latitudinii lui Pluto în timpul acestei mișcări. Pe de altă parte, atunci când se ia în considerare forța gravitațională a lui Uranus, lucrurile iau o altă întorsătură. Această instabilitate ar putea duce la o coleziune între Pluto și Neptun, sau, mai probabil, la expulzarea lui Pluto din sistemul nostru solar. Din fericire, Jupiter și, într-o măsură mai mică, Saturn, vin în ajutorul lui Pluto. În ciuda faptului că este mai departe, atracția gravitațională lui Neptun și Uranus rămâne influențată datorită forței sale. Numai Jupiter posedă o forță gravitațională suficientă pentru a menține stabilitatea orbitei lui Pluto timp de cel puțin 5 miliarde de ani, după cum demonstrează simulările. Ceea ce este surprinzător la această nouă cercetare este zona limitată de stabilitate pentru Pluto și modul în care existența sa se bazează pe alinieri cu alte planete din sistemul nostru solar.
Interesant este faptul că o trăsătură notabilă de pe suprafața lui Pluto este o regiune denumită neoficial Tombaugh Regio, care poartă o formă distinctă de inimă și care contribuie la unicitatea sa. Gheața de monoxid de carbon acoperă partea stângă a zonei, care este aspectul unui corn de înghețată. În inima lui Pluto au fost descoperite și alte diferențe în compoziția materialului de la suprafață. Echipajul New Horizons se referă în mod informal la o zonă remarcabil de netedă din centrul stâng al lui Tombaugh Regio, ca fiind Sputnik Planum. Această porțiune a suprafeței lui Pluto nu prezintă cratere rămase în urma loviturilor de meteoriți, ceea ce indică faptul că, în punct de vedere geologic, nu are vechime mai mare de 100 milioane de ani. Este probabil ca procesele geologice să fie încă în curs de modelare și modificare a acestei regiuni. Pe aceste câmpuri de gheață pot fi observate de asemenea dungi negre de câțiva kilometri lungime și orientate în aceeași direcție. Este posibil ca aceste linii să fie generate de vânturile violente care suflă pe suprafața planetei pitice. Suprafața lui Pluto este una dintre cele mai reci regiuni din sistemul nostru solar. Aici putând fi experimentate în jur de minus 226 de grade până la minus 240 de grade Celsius. Pluto pare să se fi înroșit de-a lungul timpului, posibil ca urmare a schimbărilor sezoniere, în comparație cu ceea ce arătau imaginile anterioare obținute de telescopul spațial Hubble. Există unele dovezi că Pluto ar fi putut avea un ocean subteran, dar acest lucru este încă în dezbatere. Este posibil ca existența apei subterane să fi avut un impact semnificativ asupra trecutului lui Pluto. Deși un strat gros de gheață sau schimbări în rocă ar fi putut fi de vină pentru această schimbare, imaginile unei regiuni cu două movile mari despre care oamenii de știință cred că sunt vulcani de gheață sunt analizate în cadrul unei noi cercetări. Suprafața care înconjoară aceste movile a fost probabil produs de o activitate relativ recentă a vulcanilor de gheață sau a criovulcanilor, potrivit rezultatelor studiului. Descoperirea sugerează că apa lichidă sau ceva similar ar putea să curgă încă sau să fi curs recent sub suprafața lui Pluto și că acești vulcani ar putea fi încă activi. În plus, activitatea recentă sugerează că interiorul lui Pluto este probabil să fie mai cald decât se credea anterior. Oamenii de știință susțin că descoperirile lor ar putea crește probabilitatea ca sub suprafața lui Pluto să existe viață, având în vedere alte descoperiri recente. Cercetătorii au examinat cu atenție fotografiile care surprind o anumită zonă dominată de două movile proeminente cunoscute sub numele de Wright Mons și Picard Mons, despre care se crede că sunt criovulcani. Picard Mons are o înălțime impresionantă de aproximativ 7 km și se întinde pe o lățime de aproximativ 250 de km. Wright Mons, pe de altă parte, este o movilă care măsoară între 4 și 5 km în înălțime și aproximativ 150 de km în lățime. Vârfurile acestor presupuși vulcani de gheață prezintă depresiuni remarcabil de adânci. În cazul lui Wright Mons, depresiunea este aproape la fel de adâncă ca și movila însuși. În plus, în multe zone, terenul reprezintă un aspect distinctiv, caracterizat de monturi sferice ondulate. Oamenii de știință sugerează că este posibil ca aceste două movile semnificative să se fi format treptat de-a lungul timpului, prin acumularea unor movile mai mici, rezultate în urma activităților vulcanilor de gheață. Această regiune particulară a lui Pluto se remarcă ca fiind complet unică în cadrul sistemului solar. Nicio altă zonă nu seamănă cu caracteristicile sale distinctive. Criovulcanii se aseamănă cu vulcanii de pe Pământ din anumite puncte de vedere, deoarece Pluto are o mare parte din suprafața sa acoperită de gheață și deoarece temperaturile sale sunt mult sub punctul de îngheță al apei. Acest lucru implică faptul că apa lichidă sau ceva similar, care este cel puțin precum fluid sau mobil, s-ar comporta în mod similar cu magma de pe Pământ, urcând la suprafață în urma unei erupții și solidificându-se sau înghețând. Criovulcanii de pe Pluto au anumite caracteristici comune cu vulcanii scut de pe Pământ. Spre deosebire de erupțiile explozive observate în vulcanii precum muntele Sfânta Elena sau Vesuviu, vulcanii scut, cum ar fi cel din insulele Hawaii, sunt formați prin acumularea treptată a fluxurilor de lavă, rezultând în niște structuri rotunjite. Cu toate acestea, spre deosebire de ceea ce oamenii de știință cred că s-a întâmplat pe Pluto, vulcanii scut au adesea o calderă, o depresiune în centru, creată atunci când vulcanul nou erupt se prăbușește în spațiul gol lăsat de resturile expulzate. Deși Mauna Loa, un vulcan scut din Hawaii, este unul dintre cei mai mari vulcani de pe Pământ, acesta are o caldere relativ modestă. Cercetări recente sugerează că Pluto ar fi putut fi fierbinte în timpul formării sale timpurii și ar putea adăposti un ocean lichid sub suprafața sa. Acest lucru ridică posibilitatea, deși puțin mai plauzibilă, a existenței vieții pe Pluto, care este considerată anterior practic inexistentă. Așa că este posibil ca pe viitor să avem mai multe informații nu doar despre Pluto, ci despre tot sistemul solar. Așa că vă aștept părerile despre aceste evoluții în secțiunea de comentarii de mai jos.